Bine te-am regăsit! Iată-ne la o nouă lecție de genetică. De data aceasta vom vorbi despre ADN, gene și cromozomi. Pentru a putea pătrunde în tainele geneticii, îți propun să analizăm împreună o parte dintre termenii utilizați care vor deschide poarta spre cunoașterea acestei ramuri a biologiei. ADN-ul sau acidul dezoxiribonucleic reprezintă materialul genetic al celulelor procariote și eucariote. Informația cuprinsă în structura acestuia este transmisă în descendență sub forma caracterelor ereditare. Din ADN este constituită cromatina, care este un filament cu lungimi diferite situat în nucleu la celula eucariotă. Genele reprezintă fragmente de ADN cu dimensiuni variate, în care sunt stocate informațiile necesare pentru exprimarea unui caracter ereditar. Genele sunt dispuse una în prelungirea alteia, într-o dispoziție liniară și constituie cromozomii. După cum observi în imagine, în cazul celulei eucariote, care are nucleu individualizat de citoplasmă prin membrana nucleară, cromozomii sunt protejați și sunt în număr caracteristic pentru fiecare specie. Fiecare celulă are în mod normal două seturi de cromozomi. Unul provine de la mamă, celălalt de la tată. Acestea provin în urma unirii celor doi gameți de sex opus, în procesul numit fecundație. Acești cromozomi sunt de două tipuri: autozomi, care conțin gene pentru caracterele comune tuturor indivizilor din cadrul aceleiași specii, care îi aseamănă între ei, și heterozomi sau cromozomi sexuali, notați cu X și Y. Cromozomul X conține gene de importanță vitală pentru celulă și este prezent la ambele sexe. Iar cromozomul Y conține gene importante pentru sexul masculin. Dacă vorbim despre structura unui cromozom, acesta este format din cromatide, care provin prin răsucirea și condensarea filamentului de cromatină. Cele două cromatide sunt unite la nivelul centromerului, care are un rol important în diviziunea celulară și în împărțirea în mod egal a cromozomilor la celulele fiice. Pentru fixarea cunoștințelor cu care ne-am familiarizat în cadrul lecției, îți propun un mini-test. Rezultatul îl vei afla în timpul rezolvării cerințelor. Succes! Cromozomul reprezintă o structură formată din cromatină, o structură prezentă în nucleul celulelor eucariote, o structură formată din mai multe gene. Răspunsurile corecte sunt A, B, C. ADN-ul reprezintă un fragment dintr-un cromozom. Formează cromozomii prin răsucire și condensare. Conține informația genetică a celulei. Răspunsurile corecte sunt B
Ce? Cromozomii au următoarea structură. Două brațe și o cromatină. Două brațe și o cromatidă. Două brațe și centromer. Răspunsul corect este C. Gena reprezintă un fragment dintr-un cromozom, un fragment de ADN, un fragment dintr-o cromatidă. Răspunsurile corecte sunt A, B, C. Cromozomul bicromatidic prezintă o cromatidă formată din ADN, prezintă două cromatide identice unite la nivelul centromerului, este constituit din ADN. Răspunsurile corecte sunt B, C. Felicitări! Astăzi ai reușit să fixezi informațiile legate de ADN, gene și cromozomi. Ne așteaptă o nouă incursiune în tainele geneticii data viitoare. Până atunci, îți urez spor la învățat!